Astăzi Partidul Ecologist Român cere demisia procurorului DNA, doamna Codruța Chioveși, cere președintelui Iohannis să ia măsuri CSM-ului și absolut tuturor, având în vedere că a început să se implice în structurile interne ale unui partid. Nu o privește pe doamna Codruța Chioveși, ce regulamente are un partid, ce statut are un partid. Statutul este aprobat de către tribunal și nu e treaba DNA-ului. Ceea ce se întâmplă în ultima perioadă ne arată că în scurt timp vom deveni o republică a procurorilor.